Iarba crescută peste tot și gunoaiele aruncate de avalma în cimitirul Sfântul Gheorghe din Drobeta, Turnul Severin, începuseră să devină adevărate obstacole pentru cei care doreau să viziteze mormintele rudelor, așa că primăria a scos muncitorii la treabă. Primăria Drobeta, Turnul Severin continuă acțiunile de ecologizare din această primăvară. În cimitirul Sfântul Gheorghe, spre exemplu, municipalitatea a ales să facă curățenie cu deținuții. Ați început din colț celălalt? Am început din colț de acolo, deja cu... E și aici, la Cosita, am început în cimitirul Ierului. Dar intrăm și pe aleile. Intrăm peste da? Tot. Așa, luăm cimitirul de la un colț până la celălalt. Facem totul. Terminăm până... Până la sărbători? Da. Până la sărbători, da. Așa e programa. Da. Am dat startul în întreg orașul, am început și în alte zone. Lucrăm cu deținuți de la penitenciarul Drobeta, Turnul Severin. Am lucrat și în alți ani, sunt disciplinați, sunt muncitori și chiar avansăm cu dumnealor. Nu o să lucrăm numai în cimitir, vreau să intru și în cimitirul evreiesc, unde nu s-a intrat de mult, și în cimitirul de la pădure, în toate zonele în care este nevoie de curățenie și unde nu sunt posibilități ca cei care au în administrare, vorbesc de exemplu de cimitirul evreiesc, să facă. Intrăm noi și acolo și în alte zone unde putem să intrăm să facem curățenie. 20 de deținuți ai penitenciarului Vânjuleț lucrează de zor pentru a da un aspect cât mai plăcut zonei, însă cimitirul se confruntă și cu o altă problemă pe care municipalitatea dorește să o stopeze. Furturile, căci nu puține au fost cazurile în care rudele celor care își dorm aici somnul de veci au raportat astfel de situații. Am dublat paza, am închis o parte din porțile de acces pentru că se intra așa un dute vino și oamenii s-au plâns de diferite furturi, de la inele până la vaze, la tot ce se putea lua de pe morminte. Mai sunt în continuare reclamații, dar ele au scăzut mult. Încercăm să, fiind totuși o zonă foarte, foarte mare, încercăm să o protejăm, încercăm să asigurăm paza și ordinea aici, dar lucruri de genul acesta mai apar. Noi sperăm că ele vor fi din ce în ce mai puține. Totodată, acțiunea de ecologizare va continua și în alte zone, căci până la sărbătorile pascale, primăria își dorește să fie finalizată curățenia în întreg orașul. După aceea intrăm în municipiul Drobeta, Turnul Severin, pe zonele neconcesionate, între blocuri, în special parcurile care nu se află în area de concesiune a niciun operator și acțiuni de ecologizare, de cosire a vegetației. Însă, dincolo de acțiunile primăriei de ecologizare, fiecare dintre noi poate contribui pentru a avea un oraș cât mai curat. Dacă fiecare cetățean ar fi atent la locurile în care se aruncă deșeurile, cu siguranță Severinul ar fi un oraș mult mai îngrijit.